Salutări și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, să punem primul stop cadru din emisiunea noastră de astăzi în rândul mincinoșilor. A, nu, dacă v-ați gândit la politicieni, v-ați înșelat. Este vorba de această dată de vânători și pescari. Bună ziua! Este activitate? Bun venit! Da, este activitate și în acest sezon. Ce fac vânătorii și pescarii în acest sezon? La sfârșit de sezon de vânătoare, începem acțiunea de evaluare a vânatului, acțiune care s-a desfășurat în perioada 23-24 februarie pe toate fondurile de vânătoare. La aceste acțiuni am participat membrii vânători, gornași și bineînțeles că am avut și oaspeți în acest sens. Ce fac pescarii? Pescarii în apele deșezi pot pescui până în perioada de 8-10 aprilie, când probabil va sosi perioada de prohibiție. În apele de munte pescuitul este închis și a mai fost închis pescuitul la Știuc în perioada 16-26 februarie. Cât mai costă acum un permis de vânătoare, un permis de pescuit? Au devenit aceste chestiuni o pasiune prea scumpă pentru români? Ne aliniem și noi la comunitatea europeană unde aceste sporturi sunt costisitoare? Ne-am aliniat, cred că, anii trecuți. Anul acesta, cotizația a rămas aceeași ca anul trecut. La pescuit este 80 de lei, iar la vânătoare este redusă cotizația cu 100 roni în perioada 1 ianuarie, 31 martie, pentru cei care achită cotizația integrală. Mai concret, 1000 roni. Dacă un vânător își plătește cotizația de 1000 de roni, poate merge să vâneze orice? Nu. Pentru vânătorii care achită cotizația integrală, pot vâna la vânătorile colective organizate la iepuri, în grup restrâns la rațe, la pasaj, la dăunătorii admiși vânatului. Pentru cei care solicită autorizații individuale, pot recolta în cursul anului, în funcție de sezon, căprior, mistreț, cerb, cocoș de munte, urs. Sunt aceste tarife valabile și pentru cetățenii din alte țări sau aceștia au un regim special când vânează pe teritoriul României? Tariful pentru vânătorii străini este diferențiat. În grija asociației a fost ca membrii cluburilor să fie prioritari, să aibă posibilități de a vâna. Dumnealor plătesc mai mult, de asemenea plătesc mai mult și vânătorii sau pescarii din alte județe ale țării. Cei care achită cotizația pentru permisul de pescuit aici la Rădăuți, în ce zone pot pescui cu permisul pe care îl eliberați dumneavoastră? Se poate pescui pe tot cuprinsul județului Suceava în apele contractate de asociație, respectiv apele colinare și deșez. De asemenea, se poate pescui și în județul Botoșani, pe râul Prut, acolo unde avem convenție. În acest sens, noi facem și viza PG-ului, permisului grăniceresc, permise pe care noi le ducem la vizat la Botoșani. Pe vremuri, după sărbătorile de iarnă, era Revelionul chelnerilor, a ospătarilor și se vorbea de balul vânătorilor. Se mai păstrează această tradiție? Da, de anul trecut am încercat să reluăm această tradiție, frumoasă de altfel. Anul acesta ne-am gândit să organizăm balul vânătorilor pe data de 8 martie, fiind o zi deosebită, e tot la sfârșit de sezon. Considerăm că este o seară plăcută, minunată, în care și soțiile vânătorilor și pescarilor vor putea participa. Care e oferta pentru mincinoșii pescari sau mincinoșii vânători? Pentru acest bal ne-am gândit să venim cu preparate vânătorești specifice, de asemenea pescărești specifice și, bineînțeles, tradiționala tombolă. Încercăm ca acest eveniment, îl numesc eveniment, să-l organizăm la Sucevița, la Popas,
Bucovina, pentru a se face aceste înscriere. Ne-am gândit la 360 de ron de pereche. Distracție ca distracție, dar în primul rând muncă. Ați fost în teren dacă ați dat amenzi, dacă ați găsit braconieri? S-a întâmplat și chestia asta? Nu am avut evenimente deosebite în acest sens. Am fost la un moment dat un incident pe fondul de vânătoare 37 frătăuțe vechi. Vânătorul a primit propunerea de excludere din partea clubului Rădăuț. Decizia o va lua Asociația Suceava, Consiliul Asociației, referitor la aspectele negative. Pe râuri, bineînțeles că sunt în continuare găsiți braconieri, cei mai mulți dintre ei cu așa zisele deja vechi ecrane, ne ajută în acest sens foarte mult Jandarmeria Rădăuț și intenționăm în continuare să facem controle, patrule mixte, atât. Știu că a fost mediatizat la nivel național fenomenul vulpilor turbate. Ați avut cazuri și aici în zonă? Da, a fost un caz la Vicov. Recent așteptăm deciziile de RSV-ului în acest sens. Ce alte capturi record și colectări ați mai făcut în ultima perioadă? Nu le-aș putea numi record. Cred că ușor mai cifra numerică mai jos ca în anul, sezonul precedent, dar aș putea spune pe total că vânătorii din clubul Rădăuț au împușcat peste 350 de iepuri, 12 mistreți, 14 căpriori, un cerb și la dăunători peste 80 de vulpi. Rațele și celelalte păsări nu sunt deocamdată contabilizate. Dacă ar fi să vorbim despre fondul de vânătoare de la Rădăuți, am putea spune că este un fond bogat față de celelalte la nivel național? În momentul de față, efectivele sunt apropiate, uneori depășesc efectivul optim. Rezultate ce rezultă și din evaluarea vânatului, spun eu că stăm bine, în sensul că nu sunt diminuate efectivele de vânat. Avem un fond de 42 arbori care, într-adevăr, suferă la nivelul iepurilor, la iepure, pentru faptul că acolo a fost și inundația din 2006, o inundație foarte puternică. Tot pentru vânat, am spus ce am recoltat, aș aminti întreagăt că s-au recoltat în vara și toamna anul trecut pentru peste 40 de tone de fibroase, fân natural, frunzare, peste 15 tone de suculente, peste 20 de tone de concentrate. Această hrană a fost depusă în teren de către paznici de vânătoare, membrii vânători, pe toate cele 9 fonduri de vânătoare pe care le gospodărește clubul Rădăuț. De asemenea, s-au depus în teren peste 5 tone de sare drogă. S-au construit peste 20 de hrănitori noi anul trecut și în luna ianuarie acest an s-a construit un observator nou pe fondul 40 de Sucevița. Încercăm să facem și reparațiile la instalațiile vânătorești, acolo unde sunt ele stricate, și să gospodărim de așa manieră că atunci când vine cineva să ne facă plăcere că este invitatul nostru. Se mai ocupă vânătorii și de recoltarea fructelor de pădure? Da, există această activitate gospodărească făcută, pentru că și vânătorii au de vrând nevrând prin statut de așa achita cele 5 zile de muncă voluntară, nu știu dacă denumirea sună ca bine, dacă nu toți dintre ei, cel puțin parte, participă la aceste acțiuni de recoltare a fructelor de pădure. Ei, și cum aerul de primăvară nu este simțit doar de către vânători și pescari, vă invit să poposim la Galeria de Artă, unde tinerii Colegiului Tehnic au început deja să împletească firul alb roșu al mărțișorului. Domnule deputat, domnule primar, dragi gazde, stimați invitați, dragi profesori, dragi elevi, iată, mâine vine primăvara, ocazie cu care elevii claselor a 10-a, coordonați de doamna dirigintă Panciuc Viorica,
a clasei a 9G, coordonați de doamna Ionela Bândiul, precum și corul elevilor penticostali de la Colegiul Tehnic, coordonați de doamna Mitric Valentina, a organizat o activitate intitulată Mărțișor, Cuvânt, Sunet, Fantezie, în cadrul unui proiect mai amplu derulat la nivelul școlii, educație culturală prin tradiție. Nu putem decât să ne bucurăm că în continuare la Colegiul Tehnic Rădăuți continuă să aibă loc astfel de manifestări culturale, manifestări extrașcolare în care încercăm să implicăm elevii atât ca actori cât și ca spectatori. Și dați-mi voie să vă urez și eu în continuare o primăvară frumoasă și tuturor doamnelor și domnișoarelor, că tot se apropie 8 martie, la mulți ani! Toată lumea o să-mi răspunzi. Un obiect românesc, strămoșesc, un semn de primăvară, îl pui în piept de 1 martie, îl oferi. Generalități, am să-ți explic. E firesc să știi mai mult, pentru că noi suntem bucovineni și trebuie să păstrăm urmașilor tradițiile și obiceiurile noastre. Bună ziua! O primăvară însorită! Bine ați venit în generosul spațiu al Galeriei de Artă Rădăuți. Noi, Paul și Camelia și colegii noștri, atelierul de lectură și scriere, clasa 10A, coordonați de profesoara Panciuc Viorica. Atelierul de creație și jurnalistică, clasa 9G, coordonați de profesoara Bândiu Ionela Mihaela. Orchestra de instrumentiști penticostale Colegiului Tehnic Rădăuți, coordonată de doamna Mitric Valentina. N-am uitat de tradițiile și obiceiurile autentice care denotă spiritualitatea românească și ne-am reunit cugetul trăirile primăvărace într-un proiect numit Educație culturală prin tradiții, prezentându-vă în această frumoasă zi crâmpeii din activitatea noastră. Trebuie să menționăm și următorul fapt. Concomitent în liceul nostru sunt vernisate exponate creații plastice ale colegilor noștri care au creat mărțișoare autentice și originale. Activitatea culturală artistică astăzi surprinde câteva adieri calde de primăvară, câteva creații proprii ale mugurașilor din clasa a noua, rapsodii de primăvară, glasul mamei și mult roșu și alb. Ce spune că este mărțișorul? Doar n-ai vrea acum să-ți spun legenda. Pentru documentare există biblioteci, mass media. Pentru noi mărțișorul e o stare, o reflexie a sufletului. Am înțeles. Mărțișorul, cuvânt, sunet, fantezie, așa cum scrie pe program. Și în desfășurător te-ai uitat să vezi simbolistica primăverii și a mărțișorului? Natura renaște în fiecare primăvară mai tânără, mai frumoasă, mai veselă, mai plină de mistere. Locul furgului de nea este luat de lumina radiantă a ghiocelului, care cu îndrăzneală anunțe. Vine, vine primăvara. Minunea mugurului ce se deschide bucură inimi. Soarele, fluturii, iarba verde de acasă vestesc. Vine, vine primăvara. Copacii mângheați de lumina cerească așteaptă minunea renașterei continue. Alături de ghiocei, viorele, toporași, de surâsul izvoarelor, de zborul îndunicii și cerul albastru și mărțișorul de lui celor dragi este vestitor de candoare primăvaratică. Simbolul etern al iubirii, firul roșu al mărțișorului, cuprinde puritatea inimii ce așteaptă împlinirea visurilor într-o primăvară eternă. Alb, culoarea răsăritului, a zorilor. Roșu, simbol fundamental al misterului vieții. Alb, culoarea inițierii, a revelației, a stării de grație. Roșu, simbolul sacrului, al sufletului, al inimii. Alb, culoarea esențială a înțelepciunii venită din obârșii și purtând în sine chemarea umană către progres. Roșu, foc de stâns, flacăr arzândă. Alb, simbolul conștiinței diurne. Roșu, imaginea înflăcărării și a frumuseței, a forței, a tinereții și a bogăției. Alb, simbolul purității angelice. Roșu, simbol al arzătoarei iubiri de Dumnezeu. Fie ca primăvara aceasta să împărească în inimile tuturor mugurii speranței, a împlinirii și frumuseții spirituale în glas de cântec vestitor. Colegii noștri de la filologie, în cadrul concursului de mass media, au fost premiați la un concurs internațional de dezbatere online, în care au discutat despre primăvara elevului român, între eutomituri și despre păstrarea tradiției autohtone. Dar ei au și niște creații proprii scrise ad hoc, cu niște termeni cheie din câmpul semantic al primăverii, în cadrul atelierului de creație organizat la Biblioteca Colegiului Tehnic Rădăuți. Să-i lăsăm să ne recite sau lectureze câteva dintre creațiile lor intitulate sugestiv Verde Crud. Elevii clasei a 9G, coordonați de profesoara Bândiul Ionela. Sună glia, focuri arg, albastre rugut, comisun dureri de mugur. Prinși în duhul înverzirii, prin grădini ne însuflețim, pe măsură în alta firii, gândul ne desmărțim. Ce-am uitat, aprindem iarăși, veșminte ne ghicim, căutăm în primăvară un tărâm cel bănuim, căutăm pământul unde, mitic să ne alcătuim, ochi ca oameni să deschidem, dar ca pomii să înflorim. Țile de iarnă pe sfârșit, amarnic stem, agită în vânt, cu rază de soare,
încălzite, ne apare primăvara în gând. Acest semn de primăvară trece repede, neobservat, dar pentru femei iară semnul nu pare deloc neînsemnat. Dansează fulgii târzii de nea, îmbrățișați cu ghiocei, lângând în taină strașina din primăvară în crâmpei. Se simte în aer respirând parfum de frezi și de dor, de iarbă crudă aburind a viață nouă a izvor. Pe fețe zâmbete răsar, ca din senin și fără rost, pe obrajii lumii curge iar zăpada iernilor ce-a fost. Era nu știu câte seara, când caii verzi zburau pe cer, iar din vitrină primăvara zâmbea cu fructuri efemer. Era nu știu câte seara, când luna se simțea mezer, căpreaș umplus iar cămara de ode, lacrimi și mister. Era nu știu câte seara, când versul meu scâncea stingher, căci încurcasem călimara și în păr aveam un ghiocel. Desenate în abur, curcubeie de fluturi se înalță, se rup, se desfac în gând. Sufletul meu primăvară ți-l aduc mărțișor, te miros, te sărut, te ating, te ador. Și primăvara asta rece, de-ar fi întârziată, în fluture și floare, eu m-aș preface îndată, în zborul meu gingaș, să te ating ușor sau să mă ții la piept ca dulce mățișor. Felicit artiștii, felicit orchestrația și dați-mi voie cu ocazia Zilei Mărțișorului să vă urez și eu o zi frumoasă, cu bine și sănătate, atât dumneavoastră cât și părinților dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute! Nu mă așteptam să ajung în miezul unei asemenea manifestații. Sunt fericit, sunt bucuros și vă urez o primăvară cât mai frumoasă și cât mai plăcută. Și cu adevărat să aveți primăvară în suflet. Este important. La mulți ani! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stop Cadrul Rădăuțean ajunge la rubrica Invitat în studio. Se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuți, domnul Gelu Țugulea. Domnule director, pentru că sunteți totodată și directorul Colegiului Tehnic din Rădăuți, vă spun bine ați venit în Stop Cadrul Rădăuțean. Vă mulțumesc pentru invitație. Am ținut să fiți astăzi prezent în emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean, pentru că în afara cadrului didactic Gelu Țugulea, în afara familistului Gelu Țugulea, sunteți președintele Partidului Național Liberal. Partid care, așa după cum vedem prin ziare și pe micile ecrane, trebuie să facă un efort, să iasă în față ca toate celelalte partide. Este momentul să declarați cine este candidatul la fotoliul de primar în municipiul Rădăuți. Cred că apele au fost o perioadă tulburi pentru Partidul Liberal, mai ales mă refer după acea scindare cu PLD-ul, nu? N-aș spune scindare. O parte din colegii noștri au decis în acest fel. A fost o opțiune, un calcul politic, bun sau rău, timpul va demonstra. Într-adevăr, figuri de marcă din partid au părăsit arealul național-liberal, îndreptându-se către PLD. Apoi... Care ulterior a făcut acea figură PD-L sau PDL, nu? Da, eu aș spune PDL, nu îmi permit să
ironizez, nici să iau un derizoriu pe nimeni. Da. Puteți spune că s-a destabilizat partidul, că v-au plecat valorile de bază și ați rămas pe tușă? Puteți spune că ați fost atât de destabilizați încât n-ați fost odată cu ceilalți la startul pentru ocuparea fotolului de primar la Rădăuți? Nu, noi nu am perceput că e vorba de o stabilizare, a fost o lovitură, într-adevăr, cum am spus, au fost figuri importante pentru noi. Am mințit dacă am spune că nu ne-a afectat. Chiar ultimul gest al domnului președinte, Lungu, nu cred că cineva s-ar mândri cu astfel de atitudine. Faptul că PNL-ul este un partid istoric, este ceva care vă poate da stabilitate? Nu. Stabilitatea unui partid este dată de membrii săi și în special de liderii săi. Orice organizație trece și prin momente mai puțin de criză. Da, chiar de criză. Însă, dacă există lideri, dacă există oameni de calitate, evident că se depășește. Legat de întrebarea, da, continuați. Legat de întrebarea cu de ce am tergiversat momentul lansării sau, mă rog, a prezentării candidatului nostru, nu este, zic eu, rezultatul unei degringolade, cum ar dori unii să creadă, ci vorba cunoscută din popor, cine se frige cu ciorbă, suflă și în lapte apă. Și atunci am zis să cumpănim mai atent lucrurile. Bun, am înțeles că în această dimineață chiar ați avut o întâlnire la nivel înalt, la Suceava, cu stafful PNL al județului și ați hotărât cine este candidatul pentru municipiul Rădăuți la fotoliu de primar. Mi-aș permite să rectific ieri dimineață. Ieri dimineață, așa. Și? Cu această ocazie, domnul consilier municipal Costel Galan și-a exprimat disponibilitatea de a adera la Partidul Național Liberal și de a candida pentru postul de primar din partea Partidului Național Liberal. Va fi sau nu o surpriză pentru unii? Vedem. Domnule Costel Galan, bine ați venit și dumneavoastră în Stop Cadru Rădăuțean. Bună ziua și bine v-am găsit atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Din nou reamintesc televiziunea cu audiența cea mai mare, televiziunea locală, care îmi face bucurie de fiecare dată când mă invitați să fiu prezent. Domnul Costel Galan, ați fost în PD, ați fost unul dintre cei care ați evadat din PD. Am înțeles că doar unul singur a mai fost prins, dar prins în afara listei. Și din independent v-ați transformat în PNList. Da, cuvântul e cam dur al dumneavoastră care îl folosiți de evadare, nu a fost chiar așa, a fost o neînțelegere politică la timpul respectiv, încât au fost determinați toți consilierii locali din Partidul Democrat să luăm o decizie neplăcută de a ne declara independenți pentru a lăsa lucrurile să decurgă normal, adică noi care am fost aleși consilieri să ne putem duce viața politică în cadrul consiliului local, iar partidul să-și ducă viața normală, Partidul Democrat, întrucât au apărut niște neînțelegeri, ca nu vreau ca să le amintim nici acum, nici cu altă ocazie, și fiecare am trebuit să construim ceva, ceea ce am considerat că ar fi cel mai plăcut. Deci, dacă o să mă întrebați în continuare, să nu vă răspund înainte de a mă întreba,
Și ceea ce încerc să fac acum, vrem să construim alături de o altă echipă, să fim o forță politică și, într-adevăr, să demonstrăm electoratului că putem face ceva pentru Rădăuțeni. Probabil că vremea demagogiilor și a platformelor de partid în care se credea foarte mult, domnule, eu am platforma asta, cred în ea și merg cu ea până la capăt, a trecut. Probabil că este vremea unui om care, mai mult sau mai puțin, într-un partid care nu se mai definește neapărat printr-o platformă, ci prin cercul acelor oameni, cum spunea și președintele partidului, care îl susțin și îl duc înainte, poate să demonstreze ceva. Dumneavoastră, în calitate de consilier, ați demonstrat de multe ori că sunteți un om activ, un gospodar și un om care vă pasă de anumite chestiuni. Chiar cu riscul ridicolului sau chiar cu riscul de a vă atrage dușmani, de multe ori ați punctat în ședințele de Consiliu Local. Îmi aduc aminte episoade în care v-ați lupta cu mulți din colegii dumneavoastră, chiar și o parte din Partidul Democrat, erau atunci colegii dumneavoastră de partid, când au fost acele construcții ilegale printre blocuri. Și multe, multe chestiuni în care, fiind în Comisia de Urbanism, ați fost un om bătăios. Știu de asemenea că ați fost curtat de PSD-iști, da? Nu vreau să pronunț nume de partid sau nume de persoane. Bun, dar ați fost scurtat de PSD sau nu? Am fost scurtat de mai multe partide politice. Iar, ca independent, reprezentați pentru ei omul care putea fi pus într-o funcție, nu? Consider, dar asta mai bine o stabilește cel care o considerat că ar fi nevoie de mine în, în interiorul unui partid. Bun, și ce v-a făcut să vă decideți pentru Partidul Național Liberal? Prima hotărâre a mea, care a fost, bineînțeles, nu a fost chiar atât de ușoară, am trebuit să analizez bine și, în primul rând, am vrut să testez terenul, mai bine zis, să vedem felul cum aș putea să fiu primit în rândul organizației Partidul Național Liberal și aș putea să precizez că la campania 2004 am participat la alegerile generale într-o campanie comun, deci nu ar fi o noutate, colegii mă cunosc, am avut o muncă în teren și locală împreună și cu majoritatea colegilor ne cunoaștem, inclusiv consilierii locali care sunt și au fost colegi în mandatul respectiv 2004-2008 și am considerat că ar fi locul cel mai potrivit și polul politic care l-am putea face pentru viitor. Până la ora actuală, aici în studio, a mai fost Dorel Petru Crăciun, fostul deputat care dorește să candideze independent, a fost domnul deputat Olărean și am discutat de multe ori în conferințe de presă și în diverse ocazii cu primarul Mihai Frunză. Ce vă face să credeți, asta i-am întrebat și pe ei și vă întreb și pe dumneavoastră, ce vă face să credeți că sunteți omul potrivit pentru a fi primar? În primul rând vreau să spun că fiecare din cei care și-au depus și care își vor depune candidatura în continuare, speranța și scopul este de a deveni primar. Cel puțin de la premisa plecării din poziții egale, deci fiecare candidat din start pleacă cu aceeași poziție egală. Partea finală se va vedea în ziua alegerilor, seara la final când se va număra voturile. Iar referitor la speranța care mi se oferă ca să fiu, să devin primar pentru Rădăuți, cred că electoratul care m-a putut observa felul de implicare în problemele cetățenilor în municipiul Rădăuți și rezolvarea lor, cred că o să-mi dea un vot în care mi-ar putea aduce un rezultat bun și totodată nu am să dezamăgesc pentru împuternicirea care mi-a dat-o. Indiferent despre ce poziție va fi ulterioară după numărarea voturilor, eu voi fi tot același pentru Rădăuțeni, pentru că nu aș să trag interesul numai unui grup sau a meu personal, fără a avea grijă de majoritatea celor care au nevoie de mine. Domnul Țugulea, de obicei și într-o firmă și într-un partid, există așa o vorbuliță care spune ultimul venit, primul plecat. La voi, la liberali, se pare că ultimul venit este cap de afiș. Păi primul plecat... Primul plecat mai sus. Da. Din cei care au fost consilieri în mandatul care stă să se încheie, din ceilalți membri din PNL, care
au rămas și care sunt fideli PNL-ului. Nu și-a manifestat nimeni dorința, nu ați avut alte opțiuni, a trebuit, nu credeți că vă atrageți oprobiu unor oameni care vor spune de ce în PNL să conducă un parvenit, unul care a venit fugit de la PD, a fost independent și l-au pus liberalii pe primul loc? În primul rând, decizia aceasta nu mi-aparține. Este decizia biroului. Cine mai este în birou? Păi, dacă doriți să vă prezint lista, vă să fac cu plăcere. În biroul județean vorbiți, da? Poftiți? Vorbiți de biroul județean sau cel local? Biroul local. Local. După aceea, prin consultări, s-a stabilit acest candidat. Acest candidat. V-ați făcut o strategie? Păi, o campanie electorală fără strategie, cred că e ca și nunta fără lăutare. Considerați că va fi o campanie electorală murdară? Sau va fi o campanie de catifea, așa, în care fiecare va spune eu asta pot, asta fac? Nu știu ce înseamnă o campanie murdară, știu însă că va fi o campanie în care momentele acide nu vor lipsi. Sunt pasiuni mari, se întrezăresc, dar... Domnul Galan, sunteți un oportunist care ar spune când doi se bat, al treilea câștigă? Ar fi și asta, dar întâi aș vrea ca să mai rectific pe vreo două cuvinte folosite după ce am terminat cuvântul anterior. Ați folosit cuvinte cam dure, fugiți, plecați, să mai știu cum. N-aș vrea să reamintesc că plecarea noastră din Partidul Democrat nu a fost o decizie personală, decât o decizie comună. Și înseamnă că nu mă consider vinovat nici eu, nici colegii mei, pentru că nu a fost un interes personal și au plecat toți consilierii la vremea aceea, 6 consilieri. A fost un scandal la nivel județean. Da, a fost un motiv care, v-am spus, nu vreau să le amintim, dar dacă ar fi fost o decizie personală, înseamnă că aș fi avut ceva personal, eu sau alte din colegii noi. Deci a fost o altă problemă care nu este frumos să discutăm acum. Deci nu vreau să folosesc cuvântul fugiți sau mai știu. Deci a fost o decizie politică în care am luat-o la nivel de grup și cred că la timpul respectiv a fost decizia cea mai înțeleaptă. Îi veți aduce și pe colegii care au rămas independenți la PNL? Categoric o parte dintre colegi care nu vi pot enumera acum în momentul respectiv, de-abia este primul pas care l-am făcut eu, am vrut să vedem cum sunt primit în Partidul Național Liberal și urmează ca să mă urmeze și ceilalți colegi, bineînțeles, în măsura în care își înclină opțiunea fiecare dintre. Dar spuneți-mi, venirea dumneavoastră în Partidul Național Liberal a fost condiționată de candidatura la funcția de primar? Nu cred, numai decât condiționată pentru atunci, funcția de primar. Altfel, să reformulez. Colegii dumneavoastră ar veni și ei în PNL doar dacă ar primi funcția aici? Nu. Pentru că fiecare dintre colegi, dacă își găsește locul sau dacă găsește colectivul sau grupul din partidul respectiv și găsește înțelegere, vine. Dacă nu, se va orienta la un partid politic care va fi mai bine agreat. Deocamdată, din discuțiile purtate cu colegii din Partidul Național Liberal, ar avea ideea să vină cât mai mulți, în schimb să vedem poziția colegilor, care și cum va opta. Deocamdată, în săptămâna următoare sau în zilele următoare, se va lua o decizie politică din partea colegilor, probabil vom forma un grup care va funcționa, ca și cum a funcționat și până acum în Consiliul Local. Referitor, întrucât ați mai pus întrebarea la domnul președinte, vreau să vă spun că ceea ce îmi doresc ca să fie o campanie decentă, curată, fără atacuri, dar probabil că ăsta va fi începutul, sfârșitul, nu știu dacă va fi la sfârșit de campanie chiar tocmai pe ceea ce îmi doresc eu, dar cred că după cum se pulsează, fiecare nu o să stăm dacă... Cu mâinile în sân. Nu o să, dacă primim o palmă, întoarcem și obrazul ăla. Deci
încercăm ca să aplanăm. În momentul în care nu se poate, vom încerca să mergem cam pe aceleași păreri, știți? Dacă în funcție de respect, dăm tot același respect pentru fiecare contracandidat. Domnul Tugulea, sperați cât de departe sperați cu această campanie electorală? Ce scor estimați la finalul ei? Câți consilieri eventual? Să nu ne pripim totuși. La început oficial, da. Neoficial, discuțiile politice s-au întețit. Bine, asta e normal, că exercițiul politic, cel care sunt atrași de aceasta, o fac continuu, că e o pasiune până la urmă. Noi apreciem că vom ocupa o poziție secundă pe șichierul politic, sub aspectul numărului de consilieri. Domnul Galan, salariul de primar este mic. Dumneavoastră sunteți un om de afaceri, cunoscut în oraș, și veniturile de primar nu știu dacă v-ar satisface. Într-adevăr, dar să știți, dumneavoastră, pentru mine, cred că și pentru alți oameni care au orientare mai largă, nu numai banul motivează, decât ceea ce poate să facă. Dacă poate să mulțumească cât mai mulți oameni, cât mai mare populație, să faci lucruri cât mai bune și numai bani. Consider că pentru mine, până la ora actuală, ceea ce am făcut m-a mulțumit și încerc să fac ceva care să pot mulțumi cât mai mulți oameni. Și întrucât deja am experiența unui mandat, știu ce înseamnă să lucrez în administrație, să lucrez pentru cetățean, știu cât timp trebuie să-l aloci, răbdarea cu care trebuie ca să lucrez cu fiecare și, bineînțeles, să cunoști necazurile și bucuriile, să fii prezent cât mai mult alături de cetățean. Sper că voi putea reuși și de asta mă și înscriu în cursul respectiv. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și în încheiere v-aș spune că dacă neoficial campania electorală nu a început, dar cum spuneam, discuțiile pe șichierul politic s-au întețit, cadența este mai mare, va trebui să fiți mai des prezent în studioul televiziunii Rădăuți, pentru că fără îndoială vor apare întrebările celor care ne privesc acum pentru dumneavoastră. Întrebări la care trebuie să găsiți un răspuns. Vă mulțumim, domnul Cârdeiu, și vom da curs invitații dumneavoastră ori de câte ori este nevoie și chiar dacă nu aș vrea ca să fiu acum mai impulsiv, o să vă solicităm și noi, pentru că cât vom apărea mai des, lumea o să ne pună întrebări, mai multe o să afle mai mult despre noi și chiar să vă noi cunosc. Putem afla cât mai mult despre nevoile cetățenilor. Bună ziua, doamnelor și domnilor, emisiunea Stop Cadrul Rădăuțean la rubrica Ședința Consiliului Local. Aleșii dumneavoastră s-au întrunit în ziua de 28 februarie pentru o ședință ordinară a Consiliului Local. Președintele ședinței, invitat în studio, domnul inginer Ioan Botar. Bine ați venit în Stop Cadrul Rădăuțean. Bună ziua! Și un alt invitat, domnul general al Inspectoratului Școlar a județului Suceava, domnul profesor Petru Carcalete, bine ați venit. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. O ședință cu 11 puncte pe ordinea de zi, o ședință prezidată bine, ca dovadă a experienței de mai multe mandate și experiență în conducere. Primul punct luat în dezbaterea domnilor cu consilieri, un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a serviciului de salubrizare, a regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sarcini și serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Rădăuți, inițiat de către Consiliul Local și în special membrii din AGA la servicii comunale. Practic, ce se concesionează, domnule inginer? Nu, de salubrizare tot servicii comunale, însă operatorul va fi unul singur la nivel de județ, care va fi, care este propus Acetul Suceava. Așa. Domnul care a venit să ne vorbească de la
Suceava spunea că singurul operator care ar avea licență ar fi ACET Suceava. Se pare că din spusele domnului Nistor Tătar nu este adevărat. Nu. Cel care a venit la Suceava este director la o asociație și a spus că este singurul operator acest Suceava, într-adevăr. Domnul Tătar a negat acest lucru. Este vorba de faptul că acel operator nu are licență pe apă și canalizare. Este cu totul altceva. Acel lucru s-a discutat, dacă nu mă înșel, la proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi. În ceea ce privește această concesionare a serviciului de salubrizare despre care discutați dumneavoastră puțin mai înainte, este vorba doar de o delegare a gestiunii acestui serviciu către acest Suceava. Aș vrea să amintesc că acest proiect a fost amânat, deoarece încă sunt probleme care referitoare la prețul apei. Prețul apei la Rădăuț este unul, la Suceava este altul, la Vatra Dorne alt preț și domnul de la Suceava care a venit și prin regulament ne-a impus un singur preț. Nu, e un pic mai complicată problema acolo, întrucât această asociație ar dori să se erigeze într-o societate, dacă doriți, care să preia tot ceea ce înseamnă servicii publice de acest gen la nivelul județului Suceava. Adică să existe un singur preț la nivel județean? Nu, să existe și un singur preț în ceea ce privește distribuția de apă, de exemplu, canal și așa mai departe. Ori acest lucru nu cred că este benefic pentru municipiul Rădăuț, întrucât, după cum știți, municipiul Rădăuț, din punct de vedere a alimentării cu apă, stă foarte bine în comparație cu celelalte orașe ale județului. Ba mai mult, apa pe care noi o aducem de la 2-3 km de aici, din bazinul apei Sucevei, practic, ne costă foarte, foarte puțin în comparație, să spunem, cu Suceava, care aduce apa din Moldova sau la, nu știu, 30 de km, Berghișești și așa mai departe. Prin urmare, nu poate fi acceptabil un preț unic la nivelul județului pe care să-l plătim și noi și cei de la Suceava în condiții. Atunci ce interes au cei de la Suceava să ne atragă într-o asociație de acest gen? Deci fondurile europene, modul de acordare acestuia trebuie să fie un... Să fie o asociație. O asociație, un operator. Adică ei ar dori să acceseze niște fonduri europene și aici cu cât ar fi mai mulți, ar primi mai mulți bani. Domnul, dar investiția minimă ar fi la Rădăuț. Domnul Gărdeiu, știți care e chestiunea? În momentul în care faci o asociație de genul acesta, evident că îți convine să iei pe cei mai buni alături de tine. Este o chestie absolut logică. Unde investiția ar trebui numai să fie minimă, dar cheltuiel pe măsură. Numai că eu, când aud de o asociație în care mai intră și Consiliul Județean Suceava, deja am o problemă. Eu personal. Din cauza faptului că mi s-a mai dat un exemplu cu programul Utilități și Mediu, care nu este terminat nici în acest moment. Da, dar la Suceava nu va funcționa odată cu Rădăuțiu? Strict, că, clar că nu va funcționa în multe localități ale județului Suceava. La noi mai a rămas centrala termică de zonă, după care va merge acest program. Rădăuțiu, în cadrul acestui program, recunosc că Rădăuțiu a beneficiat de o parte a programului foarte bună. Dar nu datorită, acest lucru nu se datorează conducerii județene, ci datorită nouă a consilierilor locali, care nu am acceptat foarte, foarte multe chestiuni din acel program. Să rămânem puțin în domeniul serviciilor comunale, pentru că tot despre acest lucru s-a discutat și la punctul 3 de pe ordinea de zi, mijlocul dintre cele două despre care am vorbit, referitor la retehnologizarea stației de epurare a municipiului Rădăuț, lucru care odată ce s-a încheiat, o parte din aceste utilaje care aparțin de stația de epurare sunt scoase din funcțiune. Da, este absolut normal ca acele utilaje care sunt uzate din punct de vedere tehnic, probabil că unele sunt uzate doar din punct de vedere moral, nu are importanță din ce punct de vedere. Ce se va întâmpla cu ele? Vor fi casate. De ce le vor fi casate? Vor fi valorificate ca fier vechi conform normelor în vigoare. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu solicitat de SC Loredana SRL și inițiat de către domnul Mihai Frunză. Patronul SC Loredana SRL s-a obținut la vot. Deci a votat cineva în minus la acest punct? Nu. Era normal. Da, normal. Așa era firesc.
conform legii administrației publice locale, în momentul în care există un conflict de interese, și aici era un conflict de interese, respectivul consilier nu participă la vot, ceea ce domnul Galan a și făcut. Nu a participat la vot. S-a aprobat acest punct? Da, s-a aprobat. Da, s-a aprobat. Ce dorește dumnealui să construiască? Deci, domnul Galan dorește să construiască o stație modernă de betoane și o stație de sortare. Contravine acest lucru normelor de la mediu sau deranjează alte societăți comerciale? Deci, pentru că au fost ceva discuții. Bun, au fost discuții. Acest proiect este primul pas. Pe urmă urmează certificatul de urbanism, unde o să se ceară autorul, deci o să se ceară de la celelalte, de la mediu, de la aprobări. Ați acordat și de această dată înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice. Asta ca o dovadă a faptului că avem mulți bogați în Rădăuți, nu? Da, domnul, către dumneavoastră ați făcut așa, ați luat-o în râs un pic această situație, dar e cam de plâns. Eu am spus totdeauna și o să spun cu cât vom avea mai mulți bogați în țara asta, cu atât o vom duce mai bine. Din păcate, sechelele comunismului pe care le purtăm chiar și unii dintre noi fac să ne întrebăm mereu de unde au unii bani, în loc să ne întrebăm cum să-i facem și noi. Aceasta este situația. Eu am numit de mult acest punct în acest punct al sărăciei. Da, exact, așa și este. Legea permite ca în anumite cazuri anumite persoane să fie scutite de taxa impozitelor și de plata impozitelor și taxelor și noi am aprobat acest lucru. Va avea sau nu orașul Rădăuți o universitate sau mai multe facultăți? Va avea. E un lucru bun sau e un lucru rău? Spunea domnul profesor Bejenaru că e mare lucru ca numele Rădăuțului să fie legat de centru universitar. Mi se pare corect. Ce știți de Universitatea simplă Biotera? Și în același timp adevărată, dar eu spun un singur lucru, că un centru universitar adevărat înseamnă mult mai mult decât a înființa o facultate la Rădăuți. Mă rog, această Universitate Biotera București dorește să-și deschidă o filială la noi, la Rădăuți. Încă una din multele facultăți private. Da, da, exact. Eu am prezentat câteva chestiuni legate de legislația în vigoare, referitor la proiectul de hotărâre care s-a făcut. Toate, dar absolut toate articolele din respectivul proiect au fost corectate pentru a putea intra în legalitate. Una peste alta, eu zic că este un lucru bun. Se spunea pe vremea lui Ceaușescu că acesta a creat ingineri pe bandă rulantă. Putem spune că democrația și aceste facultăți private sunt o mașină de eliberat diplome și nu de făcut intelectual? Din păcate, unele da, dar unele nu. N-aș putea să fac o astfel de afirmație. Deci, într-un cuvânt, aș putea spune că nu toate fac o treabă proastă. Pentru un copil, un licean care a terminat acum, ce este mai indicat? O facultate privată care poate avea o dotare mult mai bună și mai superioară decât una de stat care este deja depășită cu baza materială? Sau o facultate de stat unde profesorii au o experiență, un renume și așa mai departe? Vă întreb pentru că dumneavoastră sunteți dacă în domeniu. Dacă discutăm din punct de vedere a resurselor umane și în special mă gândesc la profesori, atunci doresc să vă spun că atât la facultățile de stat cât și la cele particulare predau aceiași oameni. Deci, prin urmare, din dar motivația punct, financiară unde este mai mare? Este alta, diferită de la o universitate la alta, de la o facultate la alta. Și unde ar fi mai mare? La stat sau la privat? La cele particulare. Profesorii sunt plătiți mai bine. Bun, dar să nu credeți acum că din acest motiv profesorii își fac datoria mai bine la cele particulare decât la cele de stat. Statutul acesta de profesor impune și alte reguli decât munca strictă pentru bani. Vreau să adaug, dumneavoastră a spus că Ceaușescu scotea o inginer pe bandă. Pe bandă. Pot să vă spun că acum nu avem specialiști. Nu avem ingineri.
O fie și tot acei ingineri la pensie. Probabil că banda aia de care vorbește domnul Cârdei era cam îngustă. Era de la stație de sortare. Era cam îngustă. Eu mi-aduc aminte că a intrat la facultate înainte de Revoluție era o mare problemă. Mă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Casei Municipale de Cultură. Casa Municipală de Cultură a funcționat până acum fără un asemenea regulament? Nu. Noi în fiecare an, dacă mi-aduc bine aminte, am discutat regulamente de genul acesta și chiar în care era prinsă și Casa de Cultură. Ce înseamnă Casa Municipală de Cultură poate să-și deschidă filiale sau puncte de lucru în alte părți? Da, este corect adică, acest lucru. Concret. Deci deschidem o filială la Horodnicul de jos, dacă va avea unde, evident, dacă va fi spațiu, și ne se vor ocupa acolo de aceleși chestiuni de care se ocupă și Casa de Cultură Rădăuți. Sau un punct de lucru la Rădăuți, în altă zonă. În altă zonă. Da, ceea ce este mai puțin probabil, pentru că nu cred eu că deci, e necesar să facem acum case de cultură sau puncte ale case de cultură pe zone Rădăuți. Deci acest regulament cadru s-a modificat datorită schimbării legislației. Exact. Va împrumuta primăria 3.500.000 de RON? Da, va împrumuta, proiectul a trecut. Cum va fi proiectul a trecut, dar nu a trecut în forma inițiată de domnul primar, pentru că eu am avut multe comentarii la acest proiect și anume am constatat că jumătate din bani alocați pentru acest proiect erau bani care noi am fi putut obține prin fonduri europene. Orice împrumut atrage după sine o dobândă. Din explicațiile doamnei director economic a primăriei, am înțeles că nu e vorba practic de un împrumut, cât despre o linie de credit din care să se ia doar cât este nevoie pentru ca aceste dobânzi să fie diminuate. Da, eu nu am obiectat asupra modului în care se realizează acest credit, pentru ce se realizează acest credit și anexa 8, inclusiv această anexă 8 pe care eu am acum în față, a fost modificată. Mult prea mulți bani erau cuprinși, v-am spus, pentru lucrări care pot fi finanțate din bugetul propriu. Nu, din fondurile Uniunii Europene. Prin urmare, n-are rost ca să cheltuim bani noi și mai ales bani împrumutați când putem obține acești bani degeaba, pur și simplu, nu? Făcând un proiect degeaba, citind ghilimelele. Acum, o parte din acești bani, adică mai exact 1.660.000 de lei, le-am trecut de la lucrări de extindere rețea apă canal pe calea Bucovinei la și de la extindere rețea apă canal pe strada Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazu și altele, le-am trecut la contribuții, proiecte, programe. De ce? Să nu înțeleagă cumva cineva că nu se vor face aceste lucrări. Da, se vor face. Dar cu altă sursă de finanțare, exact, care nu mai trebuie rambursată. Exact, cu altă sursă de finanțare. Și se pune evident întrebarea logică de ce acești bani la contribuții, proiecte și programe. Pentru că fiecare proiect trebuie să-ți aduci un aport propriu la el, nu? Domnul Cârdei, ați răspuns la întrebarea mea perfect. Mulțumesc. Mergem mai departe. Bugetul de venituri și cheltuieli, care tocmai a fost aprobat într-o ședință extraordinară pe care tot dumneavoastră ați prezidat-o, a fost modificat. N-a trecut nici măcar o săptămână și gata, s-a modificat bugetul. De ce? Este un lucru bun. Ar trebui în fiecare lună să modificăm bugetul, deoarece au venit noi surse de finanțare. Venind sursele de finanțare, eram obligat să modificăm bugetul. Cu asta ședința a luat sfârșit și a urmat rubrica permanentă de informări, interpelări și sesizări și comunicări venite din partea domnilor consilieri aleși și dumneavoastră. Printre aceste interpelări și comunicări au fost rapoartele de activitate pentru anul 2007 a domnului consilier Petru Bejenaru și a doamnei Gavrileț Doinița. În aceste rapoarte se specifică cam care a fost activitatea aleșilor dumneavoastră în această perioadă.
Sunt convins că nimeni nu o să scrie că are lipsuri în aceste rapoarte de activitate și toată lumea o să scoată în față doar ce a realizat și ce a făcut. Nu știu cât de mari sunt aceste realizări, dar acum, la momentul când campania electorală stă să vină peste noi, cei care ne numim mânuitorii de ștampilă, întrebați odată la 4 ani, suntem puși de multe ori în fața faptului împlinit de a ni se comunica voi face, voi drege, dar de cele mai puține ori cei care au fost acolo spun 4 ani de zile am demonstrat și am făcut următoarele lucruri. Dacă ar fi ca dumneavoastră să vă prezentați mâine acest raport de activitate, probabil că tot favorabil ar fi, dar ce ați trece la rubrica realizări? Dacă întrebarea mea puneți mie, domnul... La ambii invitați. Domnul Cârdeu, dumneavoastră știți foarte bine că am foarte multe de spus și chiar nu aș vrea să le audă rădăuțeanul din gura mea. Este suficient să spun doar atât, că în ultimii 2 ani de zile am adus în fiecare an Rădăuțului bani mai mulți decât este bugetul Rădăuțului întreg până an de zile. Și dacă vă întrebați, nu veneau aia dacă nu erați dumneavoastră vreau să vă spun la inspectorat. În 2006 am adus de 3 ori bugetul municipiului Rădăuț. Banii aia, dacă n-ați fi fost la inspectorat, nu veneau? În mod logic, așa și firesc? Dumneavoastră ce spuneți? Toate școlile din Rădăuț au beneficiat de programe de reabilitare importante. Nu văruieli sau chestii din astea extrem de simple. Avem în Rădăuț începută o școală nouă pe obor. Sperăm ca în acest an să o terminăm. Avem în construcție 3 grădinițe. Una a fost aprobată, a patra a fost aprobată săptămâna viitoare în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. O facem la... o facem la Habitat. Da, și mai e una în construcție, în curte, da, la servicii comunale. Mai este la servicii comunale, mai este la Generală 2. Și sper în acest an să reușesc să aprob construirea unui bazin de not în Rădăuț. Cum a fost pe vreme? Știți că a fost? Știu, a fost un bazin nou. Cum era la vremea aceea? Da, cum era la vremea aceea. Doresc să fac un bazin de not acoperit în municipiul Rădăuț. Un bazin semi-olimpic, deci de 25 de metri în lungime, nu știu cât e lățimea exactă la el, ci nu așa o baltă acolo în care să ne scăldăm din când în când. Bun. Și dacă ziarele au spus mereu, generalul Carcalete a fost demis, generalul Carcalete repus în funcție, dacă aveți atâtea realizări, întreb atunci, de ce doar candidat pentru viceprimar la Rădăuț? Dar cine v-a spus dumneavoastră că eu voi fi candidat la viceprimar? Bine spus, cine v-a și spus. Nu, m-a vrut foarte repede, nu? Mai repede decât trebuia. Candidatura pentru funcția de viceprimar la municipiul Rădăuț nu poate fi hotărâtă dinainte. Știți foarte bine că viceprimarul este ales de Consiliul Local. De consilier. Da, exact. Și-a comunicat. Dacă, PDL-ul așa a comunicat. Dacă acel Consiliu Local, în acel Consiliu Local un partid, ori o grupare de partide va deține majoritatea, evident că își vor putea impune viceprimarul. Dar a candida pentru funcția de viceprimar în acest moment nu este legal. O glumă. Nu... N-ați spus PDL-ul așa ceva, nu? PDL-ul? Prin vocea mea niciodată. Da. Domnul Bota, ce realizări aveți? Dacă ar fi să vă prezentați acest raport de activitate. Deci eu m-aș referi în primul rând la lucrările făcute și activitatea mea din Comisia de Urbanism. Și ca specialist. Ca specialist. Eu cred că am făcut destule. Mai cu ghilimele, mai cu bârfă sau cu adevăr, s-a turnat mai mult asfalt decât era în mod normal să se toarne în Rădăuți? Deci, aveți dreptate. S-a turnat mult mai mult asfalt în Rădăuți decât în toate celelalte orașe. Vă dau un singur exemplu. Numai anul trecut s-a turnat 12 km. Suprafețele împărțite la lățimea unui drum, 12 km de asfalt.
Rădăuț. Mai este loc de turnat asfalt. Să știți, s-a turnat mult, dar încă ar mai fi loc. Aveți dreptate. Și cred sunt că... multe străzi care plâng după o lopată de asfalt. Deci aveți dreptate. După câte cunosc eu, urmează licitația pentru asfaltarea unor străzi existente, precum și îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe străzi cu balast. Deci e vorba de vreo 9 străzi. Bun, aproape de final, nu pot să închei până nu vă mai întreb ceva. După fuzionarea PDO-ului cu, cu PLD-ul, Petru Carcalete dispare din eșalonul politic rădăuțean. Nu v-am prea văzut la conferințe de presă, o să spuneți că ați fost ocupat, nu v-am prea văzut ieșind în față alături de ceilalți care ieșeau din partea noului partid, PDL. Este atunci adevărat zvonul că Petru Carcalete vrea să meargă la Ministrul Educației și Învățământului? Ce să fac în legislatura următoare? Ce să fac la Ministrul Educației și Învățământului? Nu, să ocupați această funcție, bineînțeles, la asta mă referi. Nu, prietenia dumneavoastră cu domnul senator Flutur este proverbială deja. Haideți să lăsăm prietenia mea cu domnul Flutur. Eu cred că am demonstrat suficient până la acest moment, prin activitatea mea, că pot face ceva util pentru municipiul Rădăuți și am și făcut. În acest moment știți că toate partidele fac sondaje de opinie, să vadă ce primar mai are șanse și ce primar nu mai are șanse. Printre altele, testăm în acele sondaje de opinie și testează și alte lucruri. Când la întrebarea cum vedeți profilul viitorului primar, acolo fiecare răspunde în fel și chip. Dar cel mai adesea spune, am vrea să fiu un om gospodar. Când îl întreb, dar credeți că este important ca acel om să aducă și bani pentru municipiu? Să vedeți că la această întrebare procentul este extrem de mic. Ceea ce pur și simplu mă surprinde. A gospodări un sac gol este un lucru total împotriva noastră. Nu, este greu să deci este lucrezi clar, cu bani puțin, dar mai greu este să știi să-i multiplici și să-i aduci. Deci este foarte clar că omul care va fi primarul municipiului Rădăuți trebuie să știe să atragă și fonduri și să fie și gospodar. În sondajul care l-a făcut PDL-ul, dumneavoastră ați picat pe locul 2 față de deputatul Aurel Olărean. Da. N-ați fost atât de gospodar ca el? Nu știu, aceasta este aprecierea locuitorilor municipiului Rădăuți. El a obținut 35% din voturi, eu 33,5% din voturi. Prin urmare, conform celor discutate în cadrul ședințelor noastre de la partid, cel care ia procentul cel mai mare este candidatul de primar. Bine. Ce se întâmplă cu PSD-ul? PSD-ul... Veți mai face parte din mandatul următor, din Consiliul Local? Deocamdată aștept să-l văd ce lista. O să... Nu, ce o să spună organizația. Nu s-a concretizat încă o listă? Nu, nu. Încă nu. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și vă aștept aici cu multă plăcere de fiecare dată când interesul pentru cetățeni este... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație.